Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Venus a ieșit din retrogradare și deja se simte. Mercur încă este acolo retrograd, dar ziua de marți, să știți că este bună în mare parte. Este o zi cu liniște. Este și o zi, bineînțeles, în care ne vom ocupa de chestiuni importante pentru noi. Fiecare om are lucrurile lui care sunt importante. Unul poate are să meargă, nu știu, să rezolve ceva legat de o instituție publică, altul poate are ceva de rezolvat cu șeful, altul poate chiar are niște responsabilități pe care e nevoie să le onoreze cu prezența și cu energia. Deci ne ocupăm de astfel de lucruri și suntem puși pe muncă, suntem puși pe bani, suntem puși pe stabilitate. Și e de bine, da? E de bine. Avem Marele Preot care vorbește și el despre angajamente, despre studiu, despre practică, în mod special, că na, Taurul e cu practica. Și de asemenea este o zi de marți foarte bună pentru toți. Să ne ascultăm intuiția, energia generală, lumea, care vine cu o eliberare pentru toți. Lumea vorbește despre un moment bun, despre un moment în care, în sfârșit, putem să ne simțim eliberați dintr-o închisoare. Bineînțeles că este o zi în care vom face multe drumuri sau este o zi în care ne vom conecta foarte profund la planul divin și am o informație și anume, în ziua de marți există foarte mari predispoziții să fie noi să luăm decizii foarte importante, fie în general în lume să se ia tot felul de decizii importante. Da? La muncă, șeful decide nu știu ce chestie, da? În general în viață. Deci se iau astfel de lucruri, se iau astfel de decizii. Da. Și o zi de marți liniștită, aș spune. Da? Chiar o zi de marți foarte benefică să ne mai ascultăm puțin intuiția. Da? Să ne mai ascultăm puțin intuiția, poate chiar să facem o analiză a trecutului și să luăm o decizie importantă pentru situația în care ne aflăm. Și este o zi foarte bună în care se închid multe lucruri. Da? Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție, da? Și te invit și la previziunile pentru această săptămână. Dacă nu le-ai văzut deja, te invit cu drag să o faci. Este și o filmare mare, sunt și toate filmările în comunitate. Acolo discutăm dinainte pentru fiecare zi ce se întâmplă. Tot acolo clarificăm cărțile, vedem și ce spune oracolul îngerilor romantici, ce sfat îți oferă, dar vedem și surpriza ta în această săptămână. Bun. Și ușor, ușor apar și filmările pentru următoarea săptămână, când o să avem o lună nouă în Fecioară. Da? Iar pentru cei interesați aveți și filmările pentru septembrie, vă invit acolo să le vedeți. Zodia Berbec. Dragi berbeci, astăzi voi aveți de rezolvat chestiuni importante și chiar de dimineață aveți parte de tot felul de surprize foarte drăguțe. Aveți o intuiție foarte, foarte bună astăzi, mai ales pe la amiază și undeva marțiara sunteți voi prinși acolo cu ceva, apare o responsabilitate sau voi vă asumați o responsabilitate. Este o zi foarte bună pe bani în care vă puteți plăti niște datorii sau poate este o zi în care primiți tot felul de cadouri simbolice din partea Universului. Da? Foarte drăguț. Chiar o zi bună pentru. Și avem Asul de Cupe, Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur. Dar văd aici o veste bună care apare. Este o zi în care reușești să te împarți în mai multe direcții sau chiar, uite, poate să fie o zi foarte bună în care să îți găsești liniștea. Spânzuratul, următoarea carte, o conexiune cu Zodia Pești pentru unii dintre voi, dar tot Spânzuratul vorbește despre un moment în care te simți blocat într-o situație sau te apuci și te sacrifici pentru cineva sau pentru ceva anume. Arcana majoră, faetonul, o conexiune cu Zodia Rac, dar arcana asta majoră poate să spună și despre un drum pe care îl faci undeva anume sau cineva care vine către tine. Cineva face un drum undeva ca să rezolve o chestie. Poate să fie vorba despre drumul unei persoane importante din viața ta. Zodia Taur. Dragi tauri, iar este o zi în care sunteți în centrul atenției și vedeți că de dimineață aveți o reacție total neașteptată, ciudată.
vei primi ajutor din partea unui prieten undeva marți seara sau ai acolo o discuție interesantă, poate pe zona de online, cine știe, pentru unii tauri. Și undeva marți seara este un moment în care primești o veste bună din partea unei persoane care se află la distanță de tine sau pentru alți tauri chiar găsiți niște soluții privind o relație importantă. Vedeți că marți seara aveți o încredere în voi absolut fantastică și asta e de bine. Da? E de bine. Aveți o încredere foarte mare în voi și vă poate veni o idee bună. Bun, a început citirea și avem 7 de cupe, 3 de spade, 7 de bâte. Multe oportunități care apar aici, dragi tauri, dar e cineva care e ca și cum se luptă, da, se răzvrătește, dar nu știe încotro vrea să meargă sau nu știe ce așteptări are să rezolve. 3 de spade poate să însemne și oarecare dezamăgire, da, sau ceva ce nu place, ceva ce nu convine. E ca un fel de trezire la realitate. Pajul de cupe vine cu un mesaj frumos către tine, niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primești, dar tot pajul de cupe spune despre o veste bună care apare în viața ta. 8 de bâte, multă comunicare pentru tine în ziua de marți, dar tot 8 de bâte înseamnă bucurie, înseamnă că lucrurile încep să se deblocheze pentru tine undeva anume. Te revezi cu o persoană dragă ție, primești niște mesaje pe zona de online sau undeva spre seară lucrurile încep să se miște într-o direcție foarte interesantă. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi este o zi în care la fel odihna e bună, da? Și tot așa, nu încercați să controlați nimic, că nu e o zi bună pentru așa ceva. În schimb, dragi gemeni, în prima parte a zilei aveți parte de o surpriză, de o revelație, de un mesaj, de un e-mail, de o conștientizare, ceva acolo frumos se petrece în mintea voastră. Și de asemenea, undeva marți spre seară primești o veste bună din partea unui șef, din partea unei persoane cu autoritate. Se întâmplă ceva drăguț acolo și bineînțeles că undeva marți seara vezi că ești foarte prins pe tot felul de activități. Unii gemeni poate intrați în contact cu o persoană din trecutul vostru, poate e o rudă, poate e un coleg de la muncă și acolo aveți niște discuții. Tot marți seara mulți gemeni veți lua decizii să renunțați, nu știu, la un anumit stil de viață sau poate chiar să renunțați la o anumită activitate pe care v-ați programat-o voi. Da. Hai să vedem, dragi gemeni. Și avem Marea Preoteasă, Puterea, 8 de monede. Sunteți puși pe lucru, dar cumva în tăcere. Uite, nu e neapărat o zi bună de dormit, ci mai degrabă poți să-ți rezolvi chestii, dar cumva în tăcere, cumva tu cu tine. Da? Lucrezi în secret sau ai tu aici ceva, știu o formulă secretă, te informezi de ceva anume, îți faci niște planuri. Apoi avem Arcana Majoră, Puterea, o conexiune cu Zodia Leu, dar uite că poate să fie și o zi în care tu reușești să depășești o anumită provocare. Iar ultima carte este 4 de spade. Până la urmă odihna este bună, dragi gemeni, și 4 de spade înseamnă odihnă, înseamnă relaxare pentru tine. Chiar este un moment bun pentru așa ceva, dar pe de altă parte, uite, reușești să-ți găsești liniștea. Primești niște vești care te ajută pe tine foarte, foarte mult. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi, de dimineață aveți o surpriză din partea unui prieten sau de dimineață vi se schimbă așa deodată un plan de viitor. Primiți și voi niște mesaje, se întâmplă ceva, în special pe zona de online pentru RAC. Astăzi aveți o intuiție maximă, da? Mai ales când vine vorba de viitor, de a vedea în viitor. Undeva marți spre seară, uite, studiezi ceva, te uiți la un film, mergi undeva, te bucuri de ceva anume și bineînțeles că undeva marți seara poate să fie un moment în care intri în contact cu persoana iubită, cu o persoană dragă ție. Tot undeva marți seara este un moment în care poți să te întâlnești cu un prieten sau, cine știe, împreună cu o persoană îți poți face planuri. Poate pentru a doua zi, da? Nu e neapărat să-ți faci planuri pe o viață întreagă. Planifici ceva acolo cu o persoană. E un moment bun să te vezi cu persoana iubită, să stai cu persoanele dragi ție, iarăși. Sau pentru raci singuri vedeți multă socializare când nu se știe cine apare. Lumea, Cavalerul de Spade, o eliberare pentru tine, dar văd niște
lucruri care se petrec extrem de rapid în viața ta. Cavalerul de spade poate să reprezinte și cel moment în care discuți cu o persoană ceva foarte, foarte rapid, da? O discuție clarificatoare, ceva care se schimbă brusc deodată. Patru de bâte înseamnă o bucurie, o petrecere pentru tine, poate o întâlnire cu niște persoane dragi sau o atmosferă bună la locul de muncă. Iar ultima carte, șapte de monede, te uiți spre trecut, te uiți spre ceva care e nevoie să crească, da? Poate aștepți niște bani sau cine știe, astăzi culegi niște roade, pentru că eu văd și abundența aici. Este și o persoană care îți poate da puțin planurile peste cap, dar nu o lua la modul personal, lasă lucrurile să curgă. Zodia Leu. De dimineață aveți o surpriză plăcută legată de cariera voastră, legată de un șef, de un contract, de o instituție publică, poate chiar o surpriză care ține de ceva important pentru sufletul vostru. Și aici aș merge și pe o colaborare, pe ceva important. Undeva în a doua parte a zilei de marți, vedeți că apar tot felul de responsabilități pentru voi, pe care, bineînțeles, reușiți să le rezolvați. Și undeva marți seara sunteți foarte prinși pe niște activități, fie faceți curățenie, mâncare, fie vă ocupați foarte mult de viața voastră privată, că mai aveți acolo chestiuni de rezolvat, iar alții lei poate aveți mai mult de lucru undeva marți seara. Alții sunteți prinși pe partea aceasta a sănătății. Bun. Trei de cupe. Împărăteasa, 5 de bâte, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Este o zi în care poate să fie și cu glume și cu agitație. Poate aici 5 de bâte cineva e gelos sau poate să fie o concurență pe care o ai. Sau alții lei pur și simplu sunteți puțin agitați privind un eveniment, privind ceva important. Judecata. Te revezi cu o persoană dragă ție în această zi, dar tot judecata, să știi că înseamnă și o veste pe care ai așteptat-o de mult timp. Ai o discuție clarificatoare cu o persoană anume, iar ultima carte, pajul de spade. Pajul de spade. Uite, pajul de spade poate să reprezinte și o discuție clarificatoare pe care o ai cu cineva, dar și o persoană care îți stârnește curiozitatea. Da? Vezi că ai o inteligență așa practică foarte, foarte bună astăzi. Ceva trebuie clarificat și poate e momentul. Zodia Fecioară. De dimineață tu ai parte de o surpriză la muncă, da? Sau ceva legat de acte. Poate pentru unii este o veste legată de zona medicală sau aveți voi de rezolva ceva important acolo și bineînțeles că undeva marți în a doua parte a zilei, la un moment dat văd că ai o discuție interesantă cu o persoană dragă ție, cu cineva din jurul tău, ai o discuție interesantă cu o rudă poate, dar poate să fie și cineva din trecut, da? E acolo ceva, o discuție. Apoi undeva marți mai spre seară e o relație foarte bună cu un copil, cu persoana iubită, cu o persoană dragă ție, poate face un drum undeva. De asemenea, alții dintre voi sunteți într-o poziție foarte bună în această perioadă în care puteți să faceți chestiuni, da, pentru voi. Poate să fie și un moment pasional în relația de cuplu asta, cei care vă știți într-o relație. Da? Apoi avem arcana majoră, diavolul și 10 de bâte. Dragi fecioare, vă e teamă de ceva. Da? Ceva s-a dat peste cap, aveați voi stabili ceva și acum vă treziți că e altceva. Pe de altă parte, văd aici oarecare agitație, poate e agitația ta sau agitația unei persoane din jurul tău. Mai văd o conexiune cu zodia Capricorn, dar și faptul că cineva se încăpățânează să ducă prea mult, cineva se încăpățânează să ducă mai mult decât poate să ducă. Da, dacă te regăsești, da, ca să nu o zic direct. Deci, este o zi în care e ca și cum ți asumi o grămadă de chestii, dar mai lasă-le acolo, dar mai cerești tu ajutorul, nu le fă tu pe toate, da? Că mai sunt și alți oameni prin jurul tău.
5 de monede, e o senzație așa de singurătate, de abandon, de teamă. 5 de monede poate să reprezinte și un moment în care ți se spune să te mai concentrezi puțin pe partea spirituală a lucrurilor și să mai lași planul material deoparte, că nu ești ajutat. Da? Ultima carte, 8 de spade. E ca și cum se învârte așa în mintea ta o idee în continuu. În continuu, în continuu. Vezi tu, poate să fie o senzație așa de închisoare, de blocaj, dar simt eu că pentru unii mai mult totul așa e la nivel mental, că până nu vedeți practic, uite, pentru că eu văd că lucrurile sunt bune, da? Poate așteptați un răspuns de undeva anume. Deci trebuie să vedeți voi practic că lucrurile sunt ok. Așa dacă vă spune cineva, nu merge. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, o zi cu multă pasiune pentru voi. Chiar de dimineață aveți o surpriză plăcută, ceva legat de o afacere, de un copil, de persoana iubită. Ceva frumos acolo se petrece pentru voi. Tot în a doua parte a zilei de marți este un moment în care aveți niște activități de făcut. Fie, nu știu, la muncă, dar trebuie să stați peste program sau aveți niște activități care vi se par vouă destul de grele. Pe de altă parte, unii sunteți prinși și pe partea aceasta a sănătății și v-aș recomanda undeva marțiara, vedeți, nu exagerați cu absolut nimic. Tot marțiara e un moment bun să mai rezolvați niște chestiuni legate de casă și de familie. Poate e vorba de o mutare, poate e vorba de o renovare în casă, poate e vorba de... familia ta, da? Poate pe acolo ai niște discuții, ai ceva intens care se petrece, e ceva interesant. Poate aveți niște cheltuieli sau mergeți la cumpărături, dar alții pur și simplu sunteți prinși așa pe tot felul de activități marți seara. Nu sunt negative, dar dacă nu v-ați încărcat voi programul, v-aș recomanda să vi-l încărcați, că dacă nu vi-l încarcă Pluto cu tot ce trebuie, da? Nu e ceva negativ. Nu știu. Aveți de făcut curățenie, de dus gunoiul, de știu eu ce aveți de făcut pe acolo. Hai să vedem, dragi Balanțe. 8. Arcana majoră numărul 8. Puterea. 8 de cupe. Numărul 8 te bântuie astăzi și luna e pe casa 8. Deci ia vezi că e un număr important pentru tine astăzi. De asemenea, dragi Balanțe, discutăm despre o zi în care ceva vă provoacă. Mai văd o conexiune cu zodia Leu pentru unii, dar pe de altă parte văd că lași ceva în urma ta. Poate spui hai să dăm uitării tot ce a fost și hai să o luăm de la zero. Sau spui gata, nu mai funcționează ceva, hai să închidem proiectul, hai să închidem povestea, că aia e. Apoi avem 5 de bâte, o oarecare agitație aici, poate chiar o discuție în contradictoriu sau o senzație de gelozie. Apoi, ultima carte, 3 de spade, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine sau ceva este destul de ciudat aici. Ceva legat de un copil, de o femeie mai dură, de o persoană, da, care are niște discuții cu tine privind niște bani, privind o moștenire, privind niște cheltuieli. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, pentru voi, de dimineață sau în prima parte a zilei, aveți parte de o surpriză din partea partenerului de viață sau o surpriză de la o persoană din trecutul vostru. Pentru alți Scorpioni e ca și cum se repetă o reacție surprinzătoare a unei persoane din jurul vostru și asta vi se pare ciudat. Pe de altă parte, undeva marțiara este un moment bun să stai cu copilul tău, să faci niște activități dragi sufletului tău, să te vezi cu vecinii, cu rudele, cu persoanele dragi ție, să comunici. Deci e un moment super pentru tine, da, în așa ceva. Chiar e un moment bun. Poate marțiara ai o discuție interesantă, dar vezi că sunt lucruri pe care tu le inițiezi, nu-i vorba de ceilalți. Poate e o discuție pe care ai mai avut-o cu cineva sau mergi într-un loc în care ai mai fost. Iar pentru scorpionii singuri, vedeți ce faceți marțiara, multă socializare, că nu se știe de unde poate să apară cineva. Da? Sunt șanse să apară, dar asta e important să ieșiți din casă, să socializați, să vorbiți cu oameni, să, da? Adică nu să stați în casă, că vă garantez eu că nu apar. Da? Foarte rare sunt cazurile în care stai acasă, îți dai comandă de ceva și când vine curierul, v-ați îndrăgostit. Da? Și asta vă zic caz real. Da, sunt rare. Da?
8 de monede, Marea Preoteasă. Lucrezi și tu la ceva aici, în secret. Planifici ceva, ai tu acolo niște planuri, numai de tine știute. Ești foarte atent la anumite detalii, dar, dragi Scorpion, vedeți că în detalii aflați multe chestii în perioada asta. 2 de spade, o decizie importantă pe care tu o ai de luat, dar tot 2 de spade poate să însemne și o lipsă de comunicare pe care tu o ai. Da? Apoi avem Steaua, o legătură cu zodia Vărsător, dar tot Steaua aici, să știi că înseamnă o eliberare, înseamnă o veste bună pe care o primești, înseamnă un moment în care te simți la înălțime. Veste bună legată de zona de online, dar și o speranță mai mare care crește cumva în sufletul tău. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi e o zi foarte interesantă. În primul rând, de dimineață aveți parte de o surpriză de la locul de muncă sau din partea unui coleg. Primiți un apel, un mesaj, se discută ceva, primiți un e-mail, poate aflați un adevăr, știu eu. Undeva în a doua parte a zilei de marți, voi sunteți foarte prinși pe chestiuni personale și unii poate aveți cheltuieli pentru casă sau mergeți la cumpărături, ca să nu sune urât cheltuieli. Mergeți la cumpărături, mai aveți ceva de cumpărat. Pentru alți săgetători poate să fie chiar o zi de marți bună, cel puțin a doua parte, în care să vă vedeți cu rudele, cu persoanele apropiate vouă, poate chiar la muncă mai sunt niște schimbări acolo de făcut, poate în spațiul în care lucrați și nu știe. Dar oricum ar fi, este o zi de marți bună. Da? Poate vă întâlniți cu cineva, ieșiți undeva. Și vedeți că undeva marți seara, dacă vreți să faceți mâncare, e un moment bun, sigur vă ies lucrurile. Și tot marți seara, dacă ai ceva de făcut, indiferent, da, poate, nu știu, e ceva banal, vrei să ștergi praful prin casă, e ok, cred, îți iese, super, mai primești și apreciere de la ceilalți. Da? Sau te bucuri tu și îți dai seama că ai făcut treaba bună. Arcana majoră, moartea, 5 de spade, o legătură cu zodia Scorpion. Dragi săgetători, aici văd o transformare, o închidere, ceva ce se petrece privind un compromis în care erați. Și unii e ca și cum spuneți, uite, nu vreau să mai stau în compromisul ăsta. Sau m-am gândit eu așa să iau o decizie, m-am gândit să merg într-o anumită direcție. 9 de monede, văd aici, niște bani pe care tu îi poți primi sau o împlinire pe care o simți din punct de vedere emoțional. Ai o mai mare încredere în tine. Tot 9 de monede înseamnă stabilitate, stabilitate materială. Sau mergi undeva, te răsfeți. Alți săgetători, spuneți gata, închid geamul, închid ușa, închid telefonul, îmi fac ceva de mâncare exact ce îmi place mie, îmi iau un film bun. Da, stau așa lejer, vreau și eu să mă relaxez, da, ia mai lăsați-mă cu toții în pace. Ceva de genul, unii puteți să reacționați undeva în marți seara și e de bine că e ok. Da. Apoi, regele de cupe, avem aici o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Trecutul ăsta bate la ușă pentru tine, dar este și o zi în care ești mult mai sensibil, o zi în care visezi așa cu ochii deschiși. Foarte interesant. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi e o zi bună. În primul rând, marți de dimineață, vedeți că vă puteți îndrăgosti sau cineva se îndrăgostește de voi. Bine, acum râdem, glumim. În alte cazuri aveți așa o surpriză plăcută, ceva vă surprinde într-un mod plăcut. Persoana iubită, un copil, o sumă de bani, o apreciere, un cuvânt frumos, un compliment, da? Undeva marți, în a doua parte a zilei, vă puteți întâlni cu niște rude, puteți să aveți niște discuții din acestea interesante care să vă placă sau capricornii care vreți să vă programați o întâlnire de dragoste, marți seara e ok, da? Tot înainte. E super ok atunci, iar capricornii care vă aflați deja într-o relație, uite, n-ar strica să puneți de o întâlnire cu persoana iubită. Chiar ar fi bine, o să vedeți că vă simțiți bine, discutați tot felul de lucruri. Poate chiar porniți de la un subiect și ajungeți la altul, dar măcar vă simțiți bine. Și văd un drum scurt pe care îl faci undeva pe lângă casă, cu o rudă, în parc, da? În jurul blocului.
undeva. Chiar marțiara e un moment bun pentru tine. E o zi super pentru Capricorn. Of, dragi Capricorn, se întorc cărțile la voi, clar, deci aveți multe mesaje. Soarele, exact ce ziceam, regele de monede, e cartea voastră. Puteți să aveți și o legătură cu un leu, dar simt eu că este o zi în care vă simțiți apreciați, este o zi în care vă simțiți bine, poate să fie și o zi în care se clarifică ceva în mintea ta. Și tu lucrezi la ceva în secret sau este un moment în care studiezi ceva din punct de vedere practic. Că e o rețetă de mâncare, că e un proiect, că e un domeniu, ceva acolo studiezi tu, ți se pare interesant. Niște secrete pe care le poți afla de la muncă. Și apoi avem cavalerul de monede, 8 de bâte. Niște vești bune care apar, de e ca și cum lucrurile se accelerează în această zi pentru tine. Vezi că este și o zi cu multă pasiune, nu știu dacă ești și vrei să duci la cumpărături, vezi că e posibil să fie tot felul de chestiuni din acestea care să-ți atragă atenția. Intri în contact cu o persoană mai ageră, mai energică, mai plină de viață, e o persoană diferită. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, de dimineață aveți o surpriză legată de casă, de familie sau poate voi sunteți cei care îi surprindeți pe ceilalți. De asemenea, undeva marți, în a doua parte a zilei, sunteți prinși cu niște cumpărături pentru casă sau unii vă apucați și vă duceți așa cu gândul spre trecut. Vă e dor de un fel de mâncare, vă e dor de o persoană care vă aprecia. Aveți voi acolo, nu știu, vă duceți cu gândul la cineva din trecut deodată și de asemenea vedeți că marți seara aveți niște emoții extrem de profunde, extrem de intense, iar pe trecutul bate la ușă. Fie că mintea ta se duce la cineva din trecut așa deodată. Fără o explicație anume, explicația este că sunt lucruri care se petrec și care ți apasă butoane de prin subconștient, sunt chestii pe care trebuie să le rezolvi, dar tu mă înțelegi la ce mă refer, n-are sens stau să-ți explic mult că vărsătorii au o minte mai deschisă de regulă, da? Și înțelegeți foarte rapid informația, nu trebuie să stau să vă explic ca în alte, mă rog, da, cum e pentru alte zodii, că acolo e nevoie de explicație, da, ca să priceapă. Bun. Cam așa și la voi. Ce fac acolo? Vă aduceți voi aminte de ceva, de un trecut îndepărtat, de ceva drăguț, de o persoană importantă care a fost în viața voastră, de ceva puternic. Da? Pe de altă parte, dragi vărsători, vedeți că seara zilei de marți vă găsește cu tot felul de activități pe care le aveți de făcut. Nu sunt negative, dar poate nici voi nu sunteți în cea mai bună formă în perioada asta și poate mai simțiți nevoie așa de puțin concediu sau încă nu v-ați revenit după vara asta. Familia, casa, prietenii, toate acestea au importanță. 8 de spade, 3 de spade. Da? Dragii vărsătorii, e ca un fel de obsesie aici. Poate nu e vorba de tine, poate e vorba de cineva care e ca și cum e vrăjit. Da? Are ceva, așa îi se învârte ideea aia în minte și alta nimic. Văd și o persoană oarecum blocată, dacă nu vede o ieșire, nu vede o soluție, nu vede nimic. Pajul de monede, soluția e practică. Văd o conexiune cu o persoană mai tânără, cu un copil, dar unii vărsători e ca și cum studiați ceva, da? Analizați o anumită situație. Apoi, pajul de bâte, o bucurie pentru tine, niște vești bune care apar și tot pajul de bâte, să știi că înseamnă pentru tine o nouă activitate pe care o faci sau noi persoane mai tinere. 2 de cupe. Ai o discuție frumoasă cu un copil sau cu o persoană dragă ție. Da? Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi este o zi bună, în mare parte. În primul rând, de dimineață aveți o surpriză de la o persoană din trecutul vostru. Poate să fie un adevăr pe care îl aflați sau un adevăr care iese la suprafață. Da? Pe de altă parte, aveți o surpriză din partea unei rude, din partea unei persoane, dragi vouă, niște conversații surprinzătoare, un e-mail, un apel telefonic și undeva marți, în a doua parte a zilei, aveți niște discuții
cu cineva, da? Vedeți că aveți foarte mare intuiție undeva marți seara și ar fi bine să vă ascultați. Vă vin niște idei, se întâmplă ceva, dar ce v-aș recomanda? Să vă gândiți de două ori înainte să spuneți ceva, că nu știu dacă e mediu neapărat potrivit în care să spuneți voi un anumit lucru. Da? Alți pești poate aveți așa o revelație și spuneți, aha, gata, asta e soluția, să uite, ideea asta e bună. Tot marți, în a doua parte a zilei, mai exact spre seară, uite, poți să te întâlnești cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, cu o persoană dragă ție, și tot marți, undeva spre seară, poți să stai foarte mult online sau poți să înveți ceva, poți să intri în contact cu niște persoane puternice sau persoane care sunt cumva diferite de tine. Unii pești vă faceți planuri marți seara pe un termen mai lung sau poate pentru ziua de miercuri. Hai să vedem ce spune tarotul pentru tine. Regele de bâte îndrăgostiții, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător și o conexiune cu zodia Gemeni, dragi pești. Cineva aici tot se uită spre trecut. Da? Poate să fie și o zi în care te gândești să iei o decizie importantă privind o relație, privind o situație din viața ta. Și e ceva legat de o persoană stabilă din punct de vedere material. E, poate să fie ceva legat de o relație care durează de mult timp, de multă pasiune. Trei de bâte, un drum scurt pe care îl faci sau o discuție pe care o ai cu o persoană dragă ție, dar și niște planuri pe care ți le faci, ți-am spus, pentru viitor, pentru următoarele zile. Ultima carte, 8 de bâte, multă comunicare, multe activități care au loc astăzi, dar tot 8 de bâte, să știi că înseamnă și o zi în care lucrurile se desfășoară mult mai rapid în viața ta. Și vezi că acest rege de bâte are un merit în toată povestea asta. E cineva care vrea să-ți ridice moralul, dar poate să fie cineva care vine la tine și spune, băi, uite, am o problemă, vreau să mă ajuți, vreau să-mi fie alături și tu normal te bucuri și lucrurile sunt bune. Da. Însă, dragi pești, repet, voi astăzi fie aflați un adevăr, fie aveți parte de o conștientizare, ceva acolo se petrece pentru voi. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă.